Folosiți propria tehnică pentru a vă aduce într-o stare relaxată de conștiință. Declarați-vă intenția de a aduce pace și vindecare situației dintre Rusia și Lituania. Invocați flacăra violet din sursa sa primară pentru a plasa un cerc de protecție în jurul vostru în timpul și după meditație. Cereți-i să transmute orice lucru care nu servește luminii. Vizualizați un stâlp de lumină roz care emană din soarele central galactic și apoi coboară prin corpul vostru, adânc în centrul Pământului. Vizualizați această lumină care curge prin inima voastră și apoi
prin mâinile voastre, direct către toți cei implicați în situațiile dintre Rusia și Lituania, armonizându-i pe toți și aducând pace. Lăsați apoi lumina roz să curgă în continuare, vindecând toate celelalte conflicte din întreaga lume. Cereți apoi prezenței zeiței, femininul divin, să direcționeze energiile de pace și armonie către toate situațiile nerezolvate dintre Rusia și Lituania și către toți cei implicați în aceste situații.
Lăsați aceste energii să curgă în continuare și să vindece toate celelalte conflicte din întreaga lume. Permiteți acestor energii să continue să curgă prin inima voastră și apoi prin mâinile voastre în aceste situații pentru câteva minute. Zeița vrea pace și pace va fi.